Cum v-a venit ideea de a scrie această Comment l'idée vous est-elle venue pour écrire ce roman? Alors, c'est une vieille idée que j'ai eue vers l'an 2000 et autour de laquelle je tournais. Puis finalement, j'ai trouvé une issue simplement il y a 2 ans. Donc j'ai commencé à écrire le livre et puis voilà, c'est devenu un roman. Ideea mi-a venit de prin anul 2000, dar de curând am găsit o cale de a o transpune pe hârtie și iată s-a transformat în acest roman. Alors l'idée c'est que je suis allé aux États-Unis dans un vieil hôtel qui était tenu par des gens très âgés et j'étais persuadé que si je restais une nuit dans cet hôtel, j'allais vieillir à mon tour très vite. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de ce livre. În anul 2000 am fost cazat la un hotel care avea un aspect foarte, foarte dărăpânat și învechit în Statele Unite. Era ținut de niște oameni în vârstă și aveam impresia că dacă urma să dorm acolo timp de o noapte, voi îmbătrâni cu 20 de ani. Atât de vechi arăta hotelul. Ce reprezintă ceasul tatălui Quel est le symbole de la montre du père de la protagoniste de votre roman? Ah ben, c'est une montre dont on ne sait jamais si elle est chargée de pouvoir magique ou si c'est simplement une montre qui n'a pas été terminée. Donc c'est le fil rouge du livre et en même temps c'est un peu le symbole du temps qui passe et Et voilà, en gros, c'est ça. Nu o să aflăm niciodată dacă acest ceas este încărcat cu vreo putere magică sau dacă este un ceas care n-a fost finalizat. Este într-adevăr ideea conductoare, firul roșu al romanului și până la urmă lăsăm să se desfășoare evenimentele. Le père de l'héroïne, qui était un protestant très croyant, voulait aider Dieu dans la destruction du monde et donc il pensait que sa montre allait permettre de revenir au temps de l'origine et allait provoquer une apocalypse puisque le mot apocalypse en grec veut dire révélation, c'est donc revenir à l'humanité originelle. Tatăl eroinei, care este un protestant foarte, foarte credincios, dorește să-l ajute pe Dumnezeu în ideea sa de a distruge lumea. Vrea să ajungă într-un fel la ideea, la momentul originar și să creeze o apocalipsă prin scurgerea timpului. În limba greacă, apocalipsă înseamnă chiar revelație. C'est toujours intéressant de s'interroger sur les paradoxes du temps. Et la montre fait partie des paradoxes du temps, justement. Nu încercăm să înțelegem timpul, ci trăim în el. Încercăm să înțelegem paradoxurile timpului și ceasul face parte dintre aceste paradoxuri. Este un roman fantastic. Seamănă puțin și cu novela fantastică franceză clasică. Are ceva și din ceea ce numesc americanii mystery. Și are ceva și din castelul lui Kafka. Ce roman est un roman fantastique, il ressemble beaucoup à la nouvelle fantastique classique française, il ressemble un tout petit peu au château de Kafka, au genre mystery en anglais. Oui, ça ressemble, effectivement, c'est dans le genre fantastique, donc ça ressemble beaucoup au roman français du 19e siècle, Vidi-Didadan, Guy de Maupassant. Et j'aime beaucoup les films d'horreur et les films d'épouvante et les films fantastiques. Donc c'est un filon très, très européen et américain dans lequel je m'inscris, bien sûr. Într-adevăr, seamănă foarte mult cu romanul fantastic din secolul al XIX-lea, cu scrierile lui Guy de Maupassant, de exemplu, și cu romanul de film și filmele de groază, acest stil mystery, pentru că îmi place foarte mult stilul de groază și scrierea mea se încadrează într-adevăr în filonul cultural european și american. Creați o paletă enormă de personaje extravagante, colorate, foarte distincte, aproape pe un carnaval. Crée toute une série de personnages bien extravagants, insolis. C'est comme un carnaval de personnages bien écrits, bien distincts et colorés. De unde v-ați inspirat în crearea acestor personaje? Qu'est-ce qui vous inspire pour créer ces personnages? Sunt pur imaginare.
Oh, ça peut être l'observation. C'est vrai que l'hôtel est un lieu de brassage des populations. Et donc chaque chambre et même chaque étage est un monde nouveau dans un hôtel. Mais c'est un peu l'univers de tous mes romans précédents. Donc j'ai réinstallé dans cet hôtel-là. Mă inspiră simpla observație a lucrurilor. Un hotel este prin definiție un loc prin care se perindă oameni diversi. Fiecare etaj al hotelului am încercat să-l creez ca pe un univers în sine cu personaje care mai de care mai ciudate. E un personaj care foarte interesant, un milionar care la bătrânețe încearcă să intre în cultură, încearcă să citească cărți, dar adorme în timp ce citește și nu reușește să aibă acces. Accumulé la culture, mais il s'endort alors pendant qu'il lit et il ne réussit pas à avoir accès à la culture. Este un personaj reprezentativ pentru o tipologie. Est-ce que ce personnage représente une typologie de personnes de notre société? Ben, oui, parce que la lecture disparaît petit à petit, les gens en lisent moins, et donc ce monsieur fait un effort méritoire pour accéder à l'univers de la grande littérature, mais il est empêché par son métabolisme ou par son tempérament, et donc dès qu'il ouvre un livre, il s'endort immédiatement, et je crains que malheureusement ça ne soit une métaphore du monde contemporain. Da, pentru că din păcate se citește tot mai puțin. Acest domn face efortul meritoriu de a citi, însă și de a avea acces la literatura de mare calitate, literatura clasică. E o frază în carte în care spuneți: lumea există în dublu exemplar, întâi în Europa, al doilea în America, ca un calc. Ce spune această frază despre America? Il y a une phrase dans votre roman, le monde existe en double exemplaire, le premier en Europe et le deuxième tout à fait copié en Amérique. Qu'est-ce que cette phrase dit-elle sur l'Amérique? Bah, oui, c'est vrai que tous les milliardaires américains se sont fait construire des villas ou des palais qui reproduisent les villas palladiennes de Venise ou tous les grands palais d'Europe. Bah, ça veut dire que l'Amérique veut doubler l'Europe et faire mieux. Mais ça veut dire simplement l'Amérique, ce serait pour certaines personnes l'Europe réalisée. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Américains regardent l'Europe un peu comme un parc d'attractions. Este adevărat că mulți miliardari americani au făcut să li se construiască vile sau palate după modelul vilei Palladio de la Veneția sau a altor monumente celebre din Europa. Ei încearcă să copieze și să transforme monumentele europene la un nivel și mai bun. Însă, din păcate, americanii consideră Europa ca pe un mare parc de distracții. Aș vrea să-mi recomandați 2-3 cărți cele mai bune romane franceze din ultimii ani. Si vous voulez bien me recommander les 2-3 romans les meilleurs écrits en français les dernières quelques années. Voilà, c'est compliqué. Aussi Pierre Lemaître, Au revoir là-haut. La revedere acolo sus, lansato de editura 3 de Pierre Lemaître. Qui d'autre? Oui, un roman de Houellebecq. Houellebecq. Sérotonine. Non, pas sérotonine, non. C'est pas le meilleur, non. Non, ceux d'avant. La carte et le territoire, plateforme. Harte, territoriu, plateforme, romanul de dinainte de sérotonine. Qui est plus ancien, si je me trompe. Oui, exactement, oui. Et puis, quoi d'autre? Oh, compliqué, là. C'est greu de făcut o recomandare. Oui, peut-être le royaume d'Emmanuel Carrère. Manuel Carrère, Regatul. V-a plăcut, a citit romanul Serotonin al lui? Avez-vous lu le roman Serotonin? J'ai essayé, mais j'ai pas pu continuer. Încercat, dar n-am putut să merg prea departe. Este un roman care are legătură cu trimite către vestele galbene. C'est un roman qui fait des rapprochements au gilet jaune. Oui, je sais, oui. Și de asta v-aș întreba ce părere aveți despre C'est pour cette raison que je vous demanderai quelle est votre opinion sur ces mouvements. Bah, je pense que les gilets jaunes étaient légitimes dans leur aspiration, mais ils ont déployé une violence incroyable. Et donc,
Macron a été beaucoup trop laxiste avec eux. Il aurait dû, dès le mois de décembre l'année dernière, interdire les manifestations et réprimer les leaders. Donc la France a été paralysée pendant un an par tous ces gens totalement illettrés, des leaders. Les Gilets jaunes, en fait, c'est les Gilets bruns. Hein. C'est un mouvement qui est devenu assez fascisant dans son essence. Et l'ultra-gauche s'est infiltrée aussi. Donc c'est devenu un mouvement de casseurs, de voyous. Et les Français globalement n'en peuvent plus. Motivația inițială acestei mișcări a fost foarte bună, însă ea a degenerat din cauza unor persoane lipsite de cultură care s-au dedat la acte de o violență extremă. Din păcate, președintele Macron a fost foarte laxist în atitudinea sa și ar fi trebuit, în schimb, să-i înlăture pe președinții, pe capii acestei mișcări încă din decembrie anul trecut. Stânga ultranaționalistă fiind Mélenchon. La gauche, ultranationaliste dont vous parliez, c'est représenté par M. Mélenchon. Oui, enfin Mélenchon, c'est un cas psychiatrique. Il est case d'aime de studier la psychiatrie. C'est un supporter de Fidel Castro, de Maduro. Admirateur à lui Castro, à lui Maduro. Il voulait que la France intègre l'Alliance bolivarienne. Ar vrea ca Franța să integreze Alianța lui Bolivar. C'est alors que le Venezuela est l'un des pays les plus misérables du monde. Pe când Venezuela este una din țările cele mai sărace din lume. Mais voilà, la gauche et la droite ont couru derrière les gilets jaunes. Dar pour essayer de les récupérer. Vestele galbene aleargă și după stânga și după dreapta și încearcă să recupereze ce se mai poate din spectrul politic. Adică din extremități. C'est-à-dire ils courent après les extrémités politiques? Oui, bien sûr, oui. Da, sigur. Oui, l'extrême droite et l'extrême gauche sont vraiment main dans la main. Extrema stângă și extrema dreaptă merg mână în mână. C'est la synthèse brun-rouge. Este sinteza aceasta între maro și roșu. Maro și roșu. Fost întotdeauna interesat de opiniile dumneavoastră politice și v-aș întreba, credeți că Macron știe ce face, are un plan de lungă durată? Vos opinions politiques m'ont toujours intéressé. Pensez-vous que M. Macron a une vision à long terme? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Ah ben, j'espère. J'espère que je sais ce qu'il fait. Oui, il a une vision, mais dont il a changé déjà plusieurs fois. A avut o viziune, dar déjà s-a răzgândit de mai multe ori. Parce que l'épisode des Gilets jaunes l'a beaucoup ébranlé. Pentru că episoadele acestea ale manifestărilor vestelor galbene l-au destabilizat foarte mult. Il voulait le tuer. Au vrut chiar să-l omoare. Le décapiter. Să-l decapiteze. Il voulait brûler l'Élysée. Voiau să dea foc la Palatul Élysée. C'est une espèce de jacquerie médiévale. Este un fel de revoltă, canevul mediu. De haine des élites de Paris, des grandes villes. Aceste mișcări populare care urăsc elitele, Parisul, marile orașe. Par des gens ignorants. Mișcări făcute de oameni ignoranți, sans culture politique, care nu au cultură politică, antisémite, raciste, enfin c'est vraiment c'est vraiment moi j'étais insulté par eux dans la rue. Antisémiti, raciști, toată panoplia, chiar m-au insultat pe stradă. Donc il fallait pas que le mouvement dégénère et Macron était trop mou. Ar fi trebuit să nu degenereze această mișcare și, din păcate, președintele Macron a fost prea blând. Donc, c'est un bon président, mais il est c'est un président qui a gagné sur la séduction. Este un președinte bun, dar el și-a câștigat electoratul pe baza șarmului său politic. Mais pas sur l'autorité. Dar nu prin autoritate. Face à l'islam radical. În fața islamismului radical. Face aux violences des banlieues. Față de violențele din cartierele mărginașe ale Parisului. Aux violences de l'extrême gauche. Față de violențele extreme stângi. Il est trop laxiste. E prea laxist în politica sa. Il pense que la parole va apaiser les tensions. El crede că tensiunile se vor liniști doar prin câteva cuvinte de calm. Donc Macron, c'est aussi une névrose très française.
Macron reprezintă o nevroză foarte franțuzească. C'est le ministère du verbe. Și anume ministerul vorbelor, până la urmă. La croyance que la parole va résoudre tous les problèmes. El crede că doar vorbele vor rezolva totul, toate problemele. Et bon, il y a l'économie va un peu mieux. Economia este deja într-o stare mai bună. Mais il y a un potentiel de presque de guerre civile en France qui est assez inquiétant. Este adevărat, dar pe de altă parte avem în Franța un potențial de război civil care ne îngrijorează pe toți. Tous contre tous. Toți împotriva tuturor. Et le problème c'est que Macron n'a pas de il y a pas d'alternative à Macron. Și problema e că nu e nicio alternativă la Macron. Mélenchon est dingue. Mélenchon e cam nebun. Marine Le Pen est stupide. Iar Marine Le Pen e proastă. Donc ni l'extrême gauche ni l'extrême droite, et donc il faut qu'il gagne encore, mais il est très impopulaire Macron aujourd'hui. Deci, din păcate, nici extrema stângă, nici extrema dreaptă nu reprezintă vreo soluție. Trebuie să câștige încă un mandat Macron, din păcate, acum se bucură de o popularitate foarte scăzută. Il est trop bien élevé. Este prea bine crescut. Il parle trop bien. Vorbește prea bine. Il a une image de premier de la classe qui insupporte tout le monde. Are imaginea aceasta de premiant al clasei care este insuportabilă pentru ceilalți. Et donc il a perdu la popularité du début. Așa că și-a pierdut popularitatea pe care o avea la început. Et il n'a pas fait les réformes nécessaires tout de suite. Și pentru că nu a făcut imediat reformele care se impuneau. Donc là on a une grève générale la semaine prochaine. Săptămâna viitoare se va intra în grevă generală. Comme d'habitude, encore une grève. Ca de obicei, încă o grevă în Franța. Tous les jours une grève. Fiecare zi o nouă grevă. Tout le pays va être bloqué. Deci toată țara va fi blocată. À cause de la réforme des retraites. Donc je le soutiens, je vote pour lui, je le connais, mais pour l'instant il a pas réussi à réformer ce pays qui est irréformable. Îl sprijin, voi vota din nou cu el, îl cunosc personal, dar din păcate nu a reușit să reformeze țara care era într-o stare în care putea să fie reformată. Macron a spus despre NATO că este în moarte clinică. Macron a afirmat că l'OTAN este în mort clinic. Oui. Va propune o autonomie strategică a Europei, un pilon separat au sein de l'OTAN. Je pense qu'à long terme c'est ça qui va se passer, mais est-ce que les Américains vont accepter, c'est pas sûr. Da, cred că asta se va întâmpla pe termen lung, însă nu știm dacă americanii vor fi de acord. Parce que les Anglais vont partir. Pentru că englezii vor părăsi Uniunea Europeană. Donc il y a que deux armées en Europe, hein. Il y a la France et l'Angleterre. În Europa avem doar două armate puternice, a Franței și a Marii Britanii. Tout le reste c'est des forces d'appoint. Celelalte sunt forțe de sprijin. Donc il faudrait une armée européenne, c'est vrai. Et Macron a eu raison dans son diagnostic. E adevărat că ar fi nevoie de o armată europeană și Macron avea dreptate în diagnosticul său. Et il faut isoler la Turquie de l'OTAN. Că trebuie să izolăm Turcia față de NATO. La Turquie est notre ennemi. Turcia este dușmanul nostru. Erdogan le dit tous les jours, il nous déteste. Erdogan afirmă asta în fiecare zi că ne urăște pe noi europenii. Dictateur islamo-naționalist. Este un dictator islamo-naționalist. Et donc il faut considérer que la Turquie est l'un des ennemis de l'Europe. Deci trebuie să considerăm Turcia ca unul dintre dușmanii Europei. Donc on est dans une situation très compliquée. Da, e o situație foarte complicată. Mais l'Europe ne doit pas relâcher son effort militaire. Dar Europa nu trebuie să slăbească eforturile militare. Parce que nous sommes sinon le ventre mou de tous les conquérants qui voudraient nous manger. Pentru că altfel am fi prada ușoară a tuturor cuceritorilor care ar vrea să ne devoreze. Macron a fost zilele trecute în China. Premierul chinez a fost ieri în Grecia la inaugurarea portului. La semaine passée, le premier ministre chinois a participé en Grèce à l'inauguration. Non, les Chinois sont déjà présents en Europe de multiples façons, mais Macron essaye de négocier avec l'Empire du Milieu. Nu, chinezii sunt deja în Europa, prezenți la diverse niveluri, dar Macron încearcă să negocieze cu Imperiul de Mijloc. Donc deux grands empires essayent de prendre l'Europe.
Două mari imperii încearcă să cucerească Europa. La Russie, de la façon brutale et primitive. Rusia într-un mod brutal și primitiv. Putin, qui envahit l'Ukraine, qui Putin care invadează Ucraina. Lance des fake news dans toutes les élections européennes. Lancează vești false în toate alegerile europene. Soutient les extrêmes droites partout. Care sprijină extrema dreaptă din toate țările. Et puis il y a les Chinois beaucoup plus intelligents. Și chinezii care sont mult mai inteligenți. Beaucoup plus subtils. Mai subtili. Qui lance la route de la soie partout. Care lancează calea mătăsii peste tot, drumul mătăsii. Il y a le Pirée, il y a Trieste aussi en Italie. La Pireu, la Trieste în Italia. Donc il faut que l'Europe se protège aussi de ces deux influences par la contre Poutine par la force parce qu'il ne comprend que la force. De aceea Europa trebuie să se apere împotriva celor două forțe, împotriva lui Putin prin forță pentru că el nu înțelege decât de forță. Et parler avec la Chine par une exigence de réciprocité. Și față de China prin această cerință ca să aibă loc o relație de reciprocitate. Donc par la persuasion d'abord. Prin persoasiune mai întâi. Et puis par la rétorsion ensuite. Și prin retorsiune după aceea. Comme le fait Donald Trump en élevant les droits de douane sur les produits chinois. Așa cum o face Donald Trump care pune drepturi de vamă, taxe vamale pentru China. Enfin la France par rapport à la Chine, c'est une puce à côté d'un taureau. Dar Franța față de China e ca un purice în fața unui taur. Mais bon, Macron a raison d'essayer puisque Macron est devenu de fait le leader de l'Europe. Dar Macron are dreptate să încerce să stabilească o relație cu China pentru că de fapt a devenit un lider informal al Europei. Angela Merkel est en phase terminale. Angela Merkel se află spre sfârșitul carierei. Mais Macron n'est pas aimé par les Européens. Dar Macron nu e iubit de europeni. Trop arrogant. E prea arrogant. Beau parleur. Vorbește frumos. Trop français. E prea francez.